Everything you said, we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. Iese din trei mașini, fără semnalizare, fără nimic. Asta vorbește la telefon, se întoarce pe linie continuă și stă acolo. Dacă ești prost, merit să mori, sincer. Mi-ar plăcea să văd pe mulți dintre... Dar în același timp îmi dau seama că chestia asta se traduce foarte urât pentru motocicliști, pentru motocicliști adevărați care vor să se dea cu motorul și care vor să trăiască viața asta fără să moară, știi? Adică să trăiască, știi? Să ajungă acasă, să... chestii de astea. Asta e singurul motiv pentru care nu-mi convine să-i văd pe retarzi cum mor. Că în rest ideea mă încântă, adică super ok cu ea. Dom'le, ești retard, n-ai murit la naștere din ceva motiv, mă rog, din ceva miracol, nu ceva motiv, știi? Ei, știi? Ar fi momentul, știi? Ai reușit să treci de faza în care copiii normal bagă cuie în priză, știi, ai reușit să treci și de chestia asta, știi? Deja e un mega miracol, știi? Și ajungi la 16 ani să-l întrebi pe nuți și pe nubi și pe nu mai știu cine, cum pot și eu peste 2 ani să modific Hayabusa ca să mă dau cu ea, știi? Păi, na. În principiu, tu ar trebui să primești o Hayabusa nemodificată, dacă se poate, cu power commander pe maxim. Eu așa zic. Deci ăștia ar trebui, deci, dacă statul ar avea cumva, cum să spun eu, în minte interesele publicului, știi? Plătitor de taxe, știi? Pentru că e clar că tu nu o să ajungi să plătești taxe, știi? Și atunci o să zică, bă, uite, știi ce? Hai că să-ți dăm o Hayabusa cu power commander, tu numai să accelerezi, frățică. Și pentru că te știm și știm că ești bun, știm că ești prea tare, nu-ți cerem să-ți pui cască. Deci asta aș vrea să facă statul, știi? Sau, de fapt, aș vrea să facă toate statele chestia asta, știi? Să introduc această, cum să spun eu, modelul Hayabusa nemodificată pentru copiii de 16 ani care își doresc să fie vloggeri ca motorbike și nu mai știu cine, știi? Păi să li se dea o Hayabusa. Cască nu vă trebuie, băieți. E ok. Sunteți bine. E ok. Nu vă stresați. Și uite așa, selecția naturală.
apărut de câteva săptămâni așa pe Facebook. Un clip al unui băiat care se plimba cu motorul prin ceva oraș, care a suferit foarte multe accidente. În perioada în care s-a dat cu motorul, de gen vreo 2 ani sau ceva de genul, foarte multe accidente. Sau nu știu, așa mi s-a părut din cum arăta clipul ăla. Mă gândesc că a început ca și mulți dintre cei pe care îi văd la Nuț sau la Nubi sau la oricare alt motovlogger de ăsta mai în vârstă, pe care îi văd la ei pe canale, interesat de cum să modifice Hayabusa ca să se dea cu ea la 16 ani. Ca după ce ai evidență 2 ani mai încolo să-l auzi cu faze de alea: bă, prietene, pula mea, toate mașinile s-au întâlnit cu mine, toate curbele au fost prea bruște, toate chestiile mi-au fost împotrivă și așa mai departe. Clipul ăla pentru mine e definiția lui de ce să nu ne dăm cu motorul când suntem tineri. De asta, ca să nu vă întâlniți frontal cu toate mașinile, să nu vă întâlniți frontal cu toți stâlpii și cu toate, cu toți parapeții. Mă refer la toți cei care nu aveți măcar un pic de experiență conducând o mașină pe drumurile publice din România. Este esențial. Cum am zis, cred că și în clipul despre ieșirea pe dincolo, prietene, nu? Ai observat, nu? Bravo! Deci nu te aștept să iasă cineva. Că nu e ieșirea pe aici, e ieșirea pe acolo, da? El a ieșit. Că așa e în fotbal. Discuția asta a avut-o cu Nuț și cu Grampi. Ceva live al lui Nuț făcut săptămâna trecută. Nu știu de ce lumea crede că totul e așa roz și frumos. Mamă, ne dăm cu motorul oricând aici, în curba asta, avem 200 pe oră, suntem cu cotul pe jos, cu genunchiul pe jos, cu pula pe jos, cu... Probabil că o să fim cu motorul pe jos. Cine crede că asta o să facă cu motorul, că o să meargă, că o să fie șmecher natural, să se apuce de motovlog, că de fapt cred că ăsta e, până la urmă, scopul tuturor celor care urmăresc motovloggerii și întreabă ce motocicletă recomanzi. Vor deja ca de la 18 ani să fie vedete în motovlogging-ul românesc, vorbind despre cum să bași cheia în contact la motor, cum să alimentezi, chestii de-astea complicate, adică na, lucruri pe care altfel nu le-ai ști dacă nu le-ar spune ei, știi? Cum să pui cricul, știi? Cum să lași cricul jos? Cum să-ți speli motorul? Și majoritatea lor care spală motorul, știi, vin direct cu el de pe drum, închid motorul, pac, l-o rudați cu apă, știi? Bravo, prietene, m-ai umplut de respect. Foarte puțină lume le știe, știi? Sunt, fac parte dintre niște mistere de-astea ale motocicliștilor. Adevăruri ultime, filozofice, profunde. Asta e visul oricui, știi, să devină the new motorbike sau the new, nu știu cine, bandit, the new best in class. În momentul în care conduci mașina și deci nu ești cretin, ci pur și simplu conduci mașina, te duci cu ea, nu știu, faci naveta, te dai de plăcere, whatever, indiferent ce ar fi. Apare situația în care observi ce se întâmplă pe drum.
Și observi azi, observi mâine, observi poimâine, observi... Multă vreme devii conștient de cum anume se întâmplă lucrurile pe drum. Pentru că de felul lor nu se întâmplă deloc bine. Iar asta ulterior, când conduci, te poate ajuta. E ceva ce ține de experiență, de experiența faptului de a fi pe drum alături de toți cretinii care vor să te omoare. Și pe termen lung devine, aș putea zice, benefic pentru sănătate. Pentru că băiatul ăla din filmuleț nu se simte prea bine. Operații, nu știu, tot felul de intervenții chirurgicale, motoare sparte, faze de genul ăsta, adică urât, urât. Iar, cum zicea el pe acolo, prin comentarii sau nu știu pe unde, majoritatea kilometrilor pe care i-au făcut în oraș. Evident, cu un motor de 1000 sau 600 sau cu un speed în oraș, nu ai ce. Adică, indiferent cum ar fi, în orașul ăsta eu schimb a doua, a treia, a patra, numai așa ca să fac și eu ceva cu piciorul ăsta, să nu mi-amorțească, să nu stea și să nu fut a întâia. Altfel, dat fiind că la mine întâia se termină undeva la, nu știu, 170 și ceva, 160 și ceva, bă, n-ai nevoie, că n-ai unde, 160 și ceva. Bine, ajungi repede la 160 și ceva. Dar în același timp, păi, urmează semaforul, urmează intersecție, urmează, uite, o stradă de asta aglomerată. Dacă cumva vreodată ai impresia că pe o stradă de genul ăsta poți să te duci cu 160, bă, prietene, ești prost. Credeți-mă, mie îmi place viteza. E ok, limitele de viteză mi se pare arbitrară și de ampulea. Dar bă, în capul tău trebuie să se facă conexiunea. Prietene, cu cât pot să merg pe aici? Da, acum, cu cât pot să merg pe aici? 80. Trebuie să pun frână, că aici o intersecție, o trecere de pietoni. Și aici să zic că iară vin cu 160. Păi uite-te, altă trecere de pietoni. După aia uite-te cum se bagă ăștia. N-au nicio treabă, ăștia se bagă. Aici nu mai vorba că văd sau nu văd, normal că văd. Dar se bagă. Da, 90 aproape. Trebuie să pun frână chiar dacă aveam 90. Pentru că ce să vezi, e o mașină. Aici trebuia să-mi ia carnetul, că nu i-am văzut pe aia. Și aveam 30 pe oră. Erau după mașină. Da. Dacă erau 4 pași mai încoace și aveam 180, nu era vorba că ne mai vedeam, vorba că nu mai puteam opri. În spațiile astea mici și înghesuite, orice greșeală poate fi fatală. Dar greșeala asta că nu te-am văzut poate fi o greșeală sau poate fi o scăpare de moment, dar când te întâlnești frontal cu o mașină, nu mai contează cine a avut dreptate, cine a zis că mai fi putut vedea sau nu știu ce, pentru că deja ești bucăt. Dar copiii, din păcate, nu se gândesc la chestia asta. Că stâmpiți. Iar în momentul în care conduci mașina și ești și motociclist, abia atunci îți dai seama cum trebuie condusă mașina ca să nu fii un criminal. Deci de-abia atunci îți dai seama cum trebuie condusă mașina ca să nu fii un criminal. Pentru că majoritatea acestor cretini sunt criminali. N-au semnalizare, n-au becuri. Pentru ei linia asta e opțională așa, dar în pula mea putem să trecem pe contrasens când vrea pula noastră. Este ceea ce numesc eu în principiu a fi criminal. Potențial, da. Mă rog,
ești în potență, știi? Actualizarea este după colț, adică nu-i stres. Mai devreme sau mai târziu se va întâmpla, într-un fel sau altul se va întâmpla. Poate că nu cu un motociclist, poate că cu un alt șofer sau whatever, nu contează. Dar se va întâmpla. Cu un om pe trecerea de pietoni, cu ăștia. Un biciclist. It's a crime waiting to happen. Dar dincolo de asta, tu ești cu motorul. Dar atunci când tu ești cu motorul, pornești de la premisa, în primul rând, că toți cretinii ăștia vor să te omoare. Ceea ce e 99,9% din cazuri adevărat. Și în momentul când ai această atitudine, ai și cunoștințe, în sensul că înțelegi cum merg lucrurile și înțelegi că pot fi consecințe nasoale dacă nu ești cu capul girofar, în sensul că să te uiți după toată lumea și să fii atent în toate direcțiile. Nu-i vorba de cine are cricul mai lung, știi? Ca asta știm toată lumea că nu ți are cricul cel mai lung.